Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În știrea zilei de ieri mi s-a părut aia cu băiatul care a luat locomotiva din Megidia și a plecat cu ea la plimbare. Da. Un student logic. Student la teologie. Treceam prin gară, da. O fi pus la cale sau o fi fost așa, a trecut și a simțit că trebuie să se urce locomotiva să plece. Și a apărut îngerul Luca și a zis, ia locomotiva și du-te. Și eu mergi. Pun tot pe seama unei epifanii, fiind student la teologie. S-a arătat măicuța și a luat-o spre ea și trebuia să o prindă repede, că n-ai timp la epifanie, înțeleg că trebuie să te miști. Da. Noroc că a fost că nu era încuiată ușa, știi? La epifanie, la locomotivă. Așa? Ce? Da. Nu era încuiată ușa. Că normal că nu era încuiată, tu nu înțelegi că epifania vine cu niște astea. E pregătit pentru epifanii de acest gen la toate locomotivele, că am aflat după aceea, dacă mai are cineva astfel de idei, vă dați seama, la mine vorbește drăcușorul de pe umărul stâng. Că aș vrea să văd, mai avem astfel de știri. Deci înțeleg că locomotivele nu se încuie. Zice, a zis cineva. Cine se gândește că fure o locomotivă? Și nu se lasă viteză, da. Unde pleci cu ea? Cum se ducea el cu locomotiva? La Ierusalim, pe rom, pe partea stângă. Cum? Cel mai probabil. Da, mă. Da, stai, mă, s-a urcat. Cred că n-a avut trenulesc când era mic. Sau poate că a avut și taman asta își dorea. Bă, mie mi-ar fi frică să mă urc într-o locomotivă să-i dau drumul, să ceva. Ai nebunit? Unora le-i frică să urce în tren. O avea și cu butuc locomotiva sau cum da, o porni? Da, exact. Băi, da, știu ce să facă, ci că a ridicat pantograful. Așa. Treaba aia care se duce, știi, locomotiva electrică. Se conectează la, da. Deci, a, deci știa panoul de bord, a studiat. Știa sau i-a fost arătat? A avut o revelație. I s-a revelat. Da. Gata, mă. Avem de la îngerul nostru. Da. Se aprind butoanele. Nu vezi scena? El urcă ca într-o transă în locomotivă. Așa. Să plece spre... Și se aprinde butoanele. Miază zi. Apasă-l, apasă-l. Da. Și încep să-i se aprindă apasă-l, butoanele. Apasă-l, apasă-l, apasă-l. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.